Toți vor să-și atingă obiectivul, dar unii sunt un pic mai pesimiști. Piotr Celeban face parte însă din rândul optimiștilor. Acesta nu vrea altceva decât ca la finalul campionatului să se califice cu galben verzi în competițiile europene. Potrivit acestuia, liniștea financiară de la echipă este principalul factor care poate asigura îndeplinirea obiectivului. Capitanul Liviu Antal nu e cu ochii pe clasament și așteaptă finalul sezonului pentru a trage linie. Este mult mai rezervat în declarații atunci când vine vorba de un loc în Europa League. Își dorește acest lucru, dar consideră că e devreme pentru astfel de planuri. Unitatea grupului va fi cel mai mare avantaj în opinia lui în etapele viitoare. În acest an, vasluienii nu au cunoscut înfrângerea în meciurile oficiale, acumulând șapte puncte în trei meciuri și nu au încasat niciun gol, marcând în schimb două. De altfel, în ultimele 12 partide din campionat, Vasluiul a pierdut un singur meci, acumulând în prezent 36 de puncte.